Cam așa arată masa de anul nou. Așa, după cum bine vedeți, creveți, pește, somon. Wow! Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi filmăm înăuntru pentru că afară plouă și plouă de câteva ore. Chiar dacă noi ne-am chinuit și am așteptat să se oprească ploaia, se pare că n-a reușit să ieșim la filmare. Dar nu puteam să nu facem astăzi un video pentru că vorbim despre tradiții și superstiții în ultima zi de anul nou și mai ales în prima zi. Așa că îi am aici pe băieți. Băieții care astăzi or să vă spună despre cum este să fie ultima zi a anului și, bineînțeles, vorbim de primele zile din noul an. Așa că haideți că avem foarte multe de făcut și să vă spunem ce trebuie să facem. În primul rând începem cu ce trebuie să se facă la ora 12. Așa că, potrivit tradiției, ora 12 trebuie să treacă cu un zgomot, așa că cine are artificii și petarde, bineînțeles, cu respectarea legii. David, de ce râzi? Râzi pentru că știi că e periculos cu petardele. Dar nu contează. Ideea este că trebuie să aveți zgomot și așa mai departe. Se spune că trebuie să petreceți cu zgomot la ora 12, pentru că asta vă va aduce foarte multă bucurie în viață. În același timp, trebuie să țineți în buzunar bani, pentru că asta vă va aduce bunăstarea pentru noul an, așa că umpleți-vă buzunarele cu ce mai aveți și cu ce n-ați cheltuit. Băieți, a strâns ceva la Colinda. Da. Da, deci da, o să țineți. Deci, asta este. Și plus plug ușor. Avem pe ce să punem mâna în noaptea de Revelion. Țineți aproape persoana iubită, pentru că asta o să vă aducă dragoste în viață. Bine, nu se aplică la voi, se aplică doar la noi, la adulți. Așa, și în același timp trebuie să aveți un pahar de șampanie, pentru că asta o să vă aducă tot noul an multă, multă veselie. Pregătiți-vă și voi șampania voastră. Noi avem și șampanie pentru băieți. Așa, tot în noaptea de anul nou mai sunt câteva tradiții și câteva superstiții legate de treaba asta. Gândiți-vă la o dorință, pentru că așa se spune că dorința care vă puneți în noaptea de anul nou, exact aceea se va și împlini. Dacă nu o pui. Trebuie să-ți o pui în gând. Așa că puneți-vă în gând o dorință și asta cu siguranță se va împlini. David, tu te pregătești? Deja este în aceeași dorință și nu se îndeplinește, pentru că o spun de fiecare dată. Nu o spuneți și sigur o să se împlinească, dar puneți-vă un gând. Tot atunci, pe masa de anul nou, gândiți-vă că trebuie să aveți o ramură de vâsc pentru a atrage norocul. Cei care ați avut ocazia, luați-vă o crenguță de vâsc și bineînțeles că o să vă ajute treaba asta. În același timp, trebuie să aveți pe masa de anul nou pește. Se spune că dacă ai pește pe masă, poți să aluneci și să navighezi prin noul an cu ușurință. Eu vă mai spun foarte sincer, la cât pește avem noi în bucătărie și o să vi-l arătăm imediat, o să putem face surfing, pentru că avem plin de pește. Câte feluri de pește ați gătit, David, de dimineață? Creveți. Da, creveți, calamar. Oricum, noi avem foarte mult pește, așa că nu ne facem problema din punctul ăsta de vedere. Cam așa arată masa de anul nou. Așa, după cum bine vedeți, creveți, pește, somon. Aici avem alt somon, inele de ceapă, orez, multe legume. Așa, și bineînțeles că nu putem să ratăm cozonacul. Uite aici cozonacul care urmează să fie tăiat cu mac și un alt cozonac care este cu stafide și cu haribo, îmi spun băieții aici, îmi șoptesc în cască, da? Cam așa arată masa de anul nou și bineînțeles nu poate să lipsească o șampanie. Pentru copii șampania este diferită puțin. Asta este ceea ce avem. Și ce vreau să vă arăt, neapărat trebuie să vă arăt. Uitați-vă cum arată șervețelele.
la timp. În prima zi a anului nou să aveți casa curată. Pentru că o casă curată se spune că va aduce multă sănătate, prima persoană care vă va bate la ușă trebuie să fie neapărat bărbat sau să fie băiat. Se spune că ei vă vor aduce binele în casă. Așa că mare atenție cine vă trece pragul și încă ceva. Nu trebuie să ieșiți din casă în ziua de anul nou înainte ca un bărbat să vă treacă pragul pentru a vă merge bine. Cel puțin așa spune tradiția. Ați văzut reacția, da? Wow! Acum vă spunem și ce este bine să nu faceți în noaptea de anul nou și în prima zi de anul nou. În primul rând, nu este bine să se spele rufe. Nu este bine să se coase și să se tricoteze. Cel puțin așa spune tradiția românească. În același timp, nu e bine să intrați cu datorii în noul an. Pentru că asta va semna că o să rămâneți fără bani tot anul. Opa, eu nu am 100 de lei datorie. Da, bun, rapid, trebuie să o plătiți băieții, dacă aveți datorie. Așa. Să se aghețe calendarul pe perete înainte de anul nou, pentru că se spune că dacă nu-l încheiați, înseamnă că tot anul să aveți niște probleme nerezolvate. În prima zi de anul nou este interzis să se arunce gunoiul din casă, este interzis să se arunce orice din casă, pentru că asta înseamnă că veți pierde bani și că veți pierde foarte multe lucruri din anul care vine. Și că aduce ghinion. Și că aduce ghinion, bineînțeles. Nu este voie ca noaptea de anul nou și în prima zi de anul nou să spargeți ceva, să plângeți. Și apropo, chiar dacă este pandemie, nu aveți voie să strănutați în noaptea de Revelion. Și nici în prima zi de an nou. Se spune că asta aduce ghinion. În prima zi a anului nou. Nu aveți voie să dormiți mult. Cine doarme mult înseamnă că tot anul o să fie somnoros. Pentru că Sfântul Vasile, prima zi a anului nou, este o zi a bucuriei și a veseliei. Așa că o să sărbătoriți aici cu noi. Ce nu mai aveți voie, vă spunem noi acum, nu aveți voie nici să măturați și nici să adunați grâu sau orezul în cazul în care primiți sorcova. Nu, sorcova. De ce te uiți așa, David? Dezordine. E dezordine. Și zice că trebuie neapărat să ai curățenie în casă, dar n-ai voie să aduci. Cum e atunci? Bună întrebare. Și nu în ultimul rând, pentru domnișoare. Acum avem un sfat pentru domnișoare din tradiția românească. Mare atenție, uitați-vă, acum eu mai am aici câteva lucruri pe care vreau să le citesc pentru că le am notate în telefon. Fetele nemăritate. Atenție, toate fetele nemăritate, pregătiți-vă, luați-vă un pic și notați. Fetele nemăritate trebuie să pună un vas cu apă și busuioc, o ramură de măr și o monedă sub pernă pentru a visa la noapte cel care este sortit. Tradiția spune că cine face treaba asta îl va visa pe cel cu care se va mărita, așa că o să-l vedeți în vis. Foarte important, în prima zi de anul nou nu aveți voie să faceți cadouri. Dacă aveți de făcut cadouri, faceți-le înainte de 12 noaptea. Și trebuie să faceți cadouri pentru că așa devine unei sărbători, așa că și noi ne ținem de această tradiție și bineînțeles că voi face un cadou și acum uitați-vă la reacție, da? Pentru că fiecare dintre băieții ăștia nu știu, dar vă spun eu, primesc câte un pachet. Ia să vedem, asta este reacția, fiecare copil primește un cadou de la părinți. Ia să vedem dacă știu ei despre ce e vorba. Ia deschide să vedeți. E un ceas care îți arată cât alergi, cât mergi, deci, cât ai scos. Băieții, pentru toată activitatea de peste an, haide Alex aici în cadru, nu plecați din cadru, băieții au primit un cadou, așa ca să trecem și noi cu bunăstare în noul an. Iată, încă este sigilat, nu-i instalat. Da? Băieții au primit câte un cadou de anul nou, câte un ceas, câte un smartwatch, da?
care îl pot folosi la sport, pentru că ei amândoi fac sport, așa că se vor... Mie mi se potrivește. Așa că își vor putea cronometra distanțele și mai ales își vor putea cronometra și timpii de efort. Așa că băieții să-l folosiți sănătoși. Mulțumim. Vrem să vă mai spunem încă o chestiune. Nu ratați video de mâine. Vă spunem că este ceva legat tot de tradiții pe care neapărat trebuie să-l faceți. Rămâneți alături de noi și mâine vom avea un video care vă va arăta exact cum trebuie să înceapă un an potrivit tradiției din România. Așa că, indiferent dacă ne priviți din România sau din străinătate, țineți cont și de tradițiile noastre. Vă dorim la mulți ani, vă dorim ca 2021 să vină cu multe bucurii și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși în anul care vine și în anii care vin. Și bineînțeles, nu uitați, abonați-vă și faceți subscribe la canalul nostru, pentru că cine se abonează la canalul nostru în 2021 o să aibă mult noroc.